Ce alte proiecte mai aveți pe viitor? Pentru toamnă, toamnă-iarnă. De ieri am dat drumul proiectului Din Suflet pentru Suflet. Așa se cheamă proiectul nostru, pe care îl desfășurăm de Paște și de Crăciun. L-am desfășurat tot timpul anului, dar este complicat, pentru că nu avem destul spațiu și nu ne permite nici timpul și știu, nu dă doar de Paște și de Crăciun mănâncă oamenii. Noi dăm alimente și de câte ori putem la asistența socială de la primăriile cu care colaborăm. Dar de Paște și Crăciun trebuie să fie mai voluminoase pachetele. Un picuț, da, altfel, da. Din Suflet pentru Suflet este un proiect pe care l-am început acum 10 ani de zile, împreună cu două școli din la noi din oraș și s-a extins în tot județul. Într-adevăr, apelăm la școli, iar școlile prin școli apelează la părinți și astfel colectăm, dar nu numai din școli, de la elevi, colectăm de la lume alimente mai greu perisabile, rechizite, încălțăminte și îmbrăcăminte de iarnă pentru copii, pentru că sunt foarte multe familii cu copii care nu își permit îmbrăcăminte nouă și încălțăminte nouă, dau de la unul la altul și dacă se rupe, mai pun un superglu. Și mai sunt și persoanele vârstnice, singuri sau în doi, care e greu să-și spargă lemnele, e greu să-și le procure, vine frigul și poate n-au avut putere sau n-au avut din ce să-și facă niște conserve pentru iarnă și trebuie să-i ajutăm și pe ei. Adică au muncit o viață întreagă și nu îi putem lăsa de izbeliște. Nici nu vă puteți închipui cât de mulți sunt. Deci anul ăsta sper din tot sufletul să-mi iasă 850 de pachete. 850 de pachete în condițiile în care aș da 20 de pachete la fiecare primărie cu care avem parteneriat. Și bine, dacă sună și o primărie care nu știu câți copii și să-i ajuți, nici pe ea nu poți să-i lași așa. Chiar dacă nu avem parteneria, trebuie ajutați. Adică anul trecut, de exemplu, m-a sunat Frumușani. Doamna secretară de la Frumușani, o cunosc de ani de zile și mi-a spus că am câțiva copii care sunt într-o stare de sărăcie extremă. Nu au ce mânca mâine. Nu se pot duce la școală pentru că nu au ce mânca. Și eu zic, ce înseamnă câțiva? Vreo 200. M-a terminat. Da, asta mă gândeam și eu acum, că și dublu dacă ai avea pachetele, tot n-ar fi suficient. Este extraordinar de puțin. Zona Budești, Frumușani, Spanțov, zona e grea. Acolo sunt mulți. Și multă lume zice, da, dar cine îi pune să facă? Dom'le, dar noi cine suntem noi să-i judecăm? Da. Nu stăm să judecăm. Trebuie să ajutăm și cu asta basta. Dar eu zic așa, că dacă oamenii ar dona un pachet de biscuiți. Multă lume zice, da, da, n-am bani. Dom'le, nu te puneți nimeni să cumpere o cutie de Merci. Ce să faci cu o cutie de ciocolată Merci? De 500 de mii, de 50 de lei, cât costă o daia de Merci, o cutie de aia, poți să cumperi la Eugenii sau chestii mai ieftine. Paste sau, cum le zice, alea care se mănâncă dimineața. Cereale cu lapte. S-o grămadă. Vă dați seama, am o familie cu 15 copii din modelul. Am fost la ei acasă, e o curățenie lună. Copiii vin acasă, fac temele și după aia muncesc prin curte pe la vecini. Niciodată nu cer bani. Dar mai vine cu 3 ouă de la ăla, cu 7 așa. Au 25 de nepoți pe bătătură. Da, cam filme. Credeți-mă, că azi zice 2 roabe de biscuiți, îmi trebuie dimineața la micul dejun. E, cum să-i ajuți? Cât de unde? De unde să scot? Că n-am de unde. Efectiv nu am de unde. Deci, practic, oamenii ce pot face ca să îi ajute? Sunt oameni care ar putea să vină și să zică, uite, domne, 3 pachete de biscuiți și o făină. Uh-huh. Știți cât de mult contează? Că dacă vine ăla, vine ăla, vine ăla, se adună. Se adună. Și noi facem pachete și le dăm. Dar, iarăși, extrem de important pentru noi sunt acei 20% din impozitul pe profit care pot fi redirecționați. Toate firmele, la sfârșitul anului, trebuie să depună o declarație la ANAF și au declarația aceea pe profit. Din impozitul care oricum ți-l ia statul, poți să direcționezi 20% către un ONG. Din ăia 20%, noi cumpărăm și facem pachete pentru toți amărâții. O să începem să umblăm, să facem lucruri. E începutul lui noiembrie, până la sărbătorile de iarnă, să sperăm că cumva oamenii se mobilizează și în perioada sărbătorilor cumva... Trebuie să sensibilizăm firmele. Practic, dacă tot spunem că vine perioada în care toți suntem mai buni, hai chiar să fim mai buni. De Crăciun fim mai buni. Da. Da, dar ar trebui să fim mai buni în fiecare zi. Adică...
nici nu știi ce să faci, că sunt și unii care profită de lucrurile astea și nu direcționează ce trebuie, unde trebuie. Dar dacă sunteți, dacă doriți să faceți bine în, în jurul vostru, Aura Giurcă, respectiv Crucea Roșie Călăraș, cu siguranță face ce trebuie, pentru că ei sunt implicați și cunosc problemele oamenilor și sunt acolo. Dacă vreți să îi verificați, eu zic să vă faceți un de-asta de voluntar și să mergeți în teren cu ei și atunci puteți să dați și o mână de ajutor, pe lângă ajutorul pe care puteți să-l acordați.